Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Aici am fost și oamenii ăștia m-au educat și cunosc foarte bine locul și ei mă cunosc pe mine. De data asta vlogul este doar cu mine, pentru că am primit foarte multe întrebări dacă eu zbor sau dacă nu zbor sau dacă zbor în ce stadiu de pregătire sunt, așa că m-am hotărât să vă răspund la toate întrebările astea printr-un vlog. Și astăzi o să mergeți cu mine la zbor. Vedeți și voi ce se întâmplă în zborul ăsta și ce învăț. Oricum, va fi pentru mine, va fi un zbor așa foarte ciudat, pentru că n-am mai zburat de foarte mult timp și nu mai știu cum este să stai într-un astfel de avion. Așa că o să vedeți și voi cum o să fie. Și acum urmează să vă prezint și instructorul cu care voi zbura eu astăzi. Este un domn foarte drag mie. O să vedeți că este un om foarte caterincos. Domnul Necșoiu a fost instructor și pilot pe, spuneți dumneavoastră. Nici nu mai țin minte. De-aia a venit aici să piloteze sau e reporter undeva? Și. Domnul Necșoiu a fost pilot pe Miguri, pe renumitele Miguri. A fost pilot de vânătoare. Acum gata. Și acum tot pilot pe... Tot un fel de Miguri. Tot fel de Miguri, nu sunt, nu? Vedem, astăzi zburăm cu Yankee Romeo Sierra Charlie India. Say hello to my baby! Cam asta este fața unui copil care merge la zbor. Asta este Rabla, așa cum ne zic oamenii nouă pe TikTok, cu care o să zbor astăzi. În orice caz, o să vedeți și voi, nu se compară cu 62-ul. Eu îl aștept acum pe domnul Necșoiu. Ce trebuie să vă zic și trebuie să fiu foarte sinceră este că am puține mari emoții. Nu știu dacă se vede pe fața mea, dar chiar am emoții. N-am mai zburat de foarte mult timp. Nu știu cum o să fie în zbor. Nu știu dacă mai am skillurile necesare pentru a zbura avionul ăsta. Dar eu cred că totuși o să fie ok. Țineți minte că într-un alt videoclip de la noi de pe canal v-am povestit despre locul unde te dă cu fundul în mărăcini în momentul când zbor pentru prima oară singură, adică când are loc simpla ta. Ei, eu mă aflu exact aici. În spate sunt colegii de la școală și urmează să iasă cineva la simplă, așa că stay tuned, după aceea o să plec și eu la zbor. Hai mă, Ștoma, zâmbește, ce ești așa de... De ce ai zâmbit așa când te-a felicitat? Hey. Băi, la el a stă ai zâmbit. L-am avut pe unul din Kârgistan. După ce l-am dat, a făcut un pic plec. Nu jos de tot.
e atât de frumos să zbori. Am și uitat cum e, mă credeți că am și uitat cum e? Ai, o să aduc aminte, mă, asta e întreruperea mai maricică. Viraj pe dreapta 45 de grade. Punct de viraj 360. Ok. Deci am intrat pe stâng, pe capul ăsta. Batem tot pe capul ăsta. Uite ce frumoasă este marea. Da, e foarte frumoasă. Nu se compară cu zborul la vedere. Hai să facem un stol. Ok. Din zbor orizontal. Da. Reducem la 15 inci. Fier la Charlie Alpha. Pune și pedalul în față. Gata. Așa. Și progresiv mărim unghiul de atac. În așa fel încât avionul să nu piardă înălțime, dar să piardă viteză. 45-41 de noți. Slăbim manșa în față, motor și puțin picior dreapta. Depinde de cât de repede pui motor, da? Pentru că știi că e slipstream-ul care... Ia uzi! Mai sus! Asta este slow flight. Așa. Păi nu, e angajare, e și slow flight-ul, da? Așa. Uite cum trepidează. Slăbim manșa și motor. Atât. Foarte frumos. E mare lucru. N-am pierdut nici măcar 50 de picioare. Ce să mai facem? Da? Angajare în viraj. Angajare din viraj. Mai știi? Da. Ia să vedem. Aceeași chestie. Da? Intrăm în viraj. Ținem virajul acolo. Și potul sus. Și redul la 15 inci. Așa. Da. Și trage de el, că altfel el vrea să pice pe o aripă. Trage. Toate. Păi nu așa. Nu așa. Trebuia să dau prima oară manșa în jos. Deci manșa doar în față. Corect. Pentru că ai viteză mică și dacă dai manșă lateral, atunci avionul se angajează pe partea aia. Hai puțin mai în stânga să nu-l speriem pe ăsta. Deci manșa direct în față, da? Da. După da. Care s-a terminat cu stall warning-ul, atunci scoate din înclinare. Așa. Asta e și motor, și motor. Gata, și acum îl scoatem. Așa, foarte bine. Da. Mare lucru, păi de ce? N-ai văzut că n-ai uitat. Din nou. M-auzi, Marian? Ca să urci, lasă-l să ia puțină viteză, da? Da. 80 și ceva, da, dacă nu are viteză, îl urcă placat și urcă foarte greu. Danelu? Da. Tot Danelu, dar ălalt. Mă pregătesc să decolez eu acum. Bravo, un zbor plăcut să ai. Mulțumesc la fel, Danelu. Ciobanu, nu știi? Nu știu care. Am o fată frumoasă și cam de vârsta mea, așa vreo 22 de ani. Da, e, da, ca am tâmpinere, dar nu știu. Așa, așa. Am ajuns înapoi la 1500. E, zbor plăcut. Mulțumesc. De ce credeți dumneavoastră? Cam încă mai sunt elevi care se înscriu la școală în condițiile în care nu prea perioada asta... Deci perioada asta de nu poate dura foarte mult, pentru că aviația de transport pasageri sigur o să-și revină. Mai greu, dar cred părerea mea, într-un an și jumătate, 2 ani, o să-și revină. Simulare oprire, motor, aterizare 04 India.
Hai, redu motorul. Copiat, India, pista liberă, vântul din 120 cu 10 nodri. India, 70 de nodri. Hai mai pe stânga, mai pe stânga. Acum pe un flaps. Pune flaps, da. Hai pe stânga ușor, vezi că e viteza mică. Hai pune puțin motor. Atât, atât. Gradul aici. Așa. Dacă nu scoteai flapsul așa din timp, era foarte bine, da. Hai că mai facem una. 8 și aici ar trebui să-l ținem. Acum chiar mă simt așa, confortabil. Foarte bine, dar normal, întreruperea de la zbor asta e. M-am mai energizat. Acum merge bine, doar că mai faci puține greșeli, da? Asta se remediază noi prima. Yankee Charlie Golf, before taxi. Acum am ajuns și eu de la zbor, încă sunt aici în aerodrom. Probabil că citiți bucuria pe fața mea și entuziasmul. A fost un zbor foarte fain, Doamne, am și uitat cum este să simți libertatea zborului, să te simți liber, să zbori tu și să aterizezi tu. A fost foarte mișto și mă bucur că ați fost și voi cu mine astăzi. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Maria, noi împreună, toți trei. Cu toate că David și Bogdan nu sunt astăzi lângă mine. Suntem Wings and Dreams și până data viitoare v-am pupat. Și nu știu când o să se posteze videoclipul ăsta, dar dacă o să se posteze la timp, încă mai este un giveaway pe pagina noastră de Instagram, pe YouTube și pe TikTok și pe Facebook, peste tot, în care vă oferim un Samsung Galaxy S21 Ultra și un zbor alături de noi. Așa că dacă vreți să zburați cu noi și să vă bucurați de zbor, așa cum am bucurat eu astăzi, deci